tu ai ales asta pentru tine. Dacă ar fi să alegi și ai putea să alegi dacă copilul tău va fi fumător sau nefumător, ce ai alege? Și eu sunt convinsă că răspunsul la întrebarea asta este unul extrem de clar și evident. Există trei metode de control a tutunului care sunt eficiente. Prima dintre ele este educația. A doua dintre ele este educația. Și de-abia pe locul 3 este educația. Tinerii să nu înceapă să fumeze. Este vital. Pentru că în momentul în care ai început să fumezi, corpul tău devine dependent de nicotină și atunci lucrurile sunt mult mai greu de manageriat. Fumatul dăunează grav sănătății, știe toată lumea, dar cât de grav putem să-i ajutăm să înțeleagă? Se impun acțiuni complexe, se impun eforturi susținute din partea organizațiilor guvernamentale, neguvernamentale, a societății civile, a mediului academic, a tuturor celor care pot contribui la o îmbunătățire și continuare a activităților de control al tutunului. Trebuie investit foarte mult în educație, în conștientizarea populației că tutunul ucide. Și este mult mai simplu să te protejezi decât să te tratezi. Sigur că de la o țigară convențională s-a trecut la un tutun alternativ sau la țigară electronică. Genurile de mesaje și de promovări începând să fie puțin diferite și surprinzătoare pentru lumea care se găsește în spatele acestui front de control al tabacismului. Sunt lucruri pe care România ar putea să le facă pentru ca să-i protejăm în primul rând pe copii și tineri. Să nu uităm că și adulții care fumează și ei trebuie protejați, dar ei trebuie mai ales ajutați ca atunci când iau decizia să oprească fumatul, să poată face lucrul acesta cu cele mai mari șanse de succes. Pentru mine ca medic, înseamnă dependență de nicotină, boli cauzate de consumul de tutun, boli grave, mortale, și înseamnă, de exemplu, și expunerea la fumat pasiv a copiilor, a nou-născuților, a gravidelor. Deci lucruri grave. Sunt foarte puțini medici, foarte puțini experți implicați în controlul tutunului din România. Pe o parte dintre aceștia îi puteți vedea în acest film. O mână de oameni care au creat diferența în ultimii 25 de ani. Fiecare la locul lui de muncă, fiecare în profesia sa. Oameni care s-au dedicat unui ideal, oameni care au crezut că pot face un lucru bun, care pot aduce o schimbare, care pot denormaliza consumul de tutun în România. A fost an de istorie de combatere a fumatului în toate variantele. Acest lucru l-am făcut prin implicări active, articole, emisiuni, chiar fiind pus față în față cu reprezentanți mai mult sau mai puțin sponsorizați de industria tutunului. De asemenea, prin capitole de cărți de educație a pacienților, prin prezența în licee, prin prezența în lumea medicală studențească, prin implicarea în rețele internaționale și nu în ultimul rând, printr-o interrelaționare continuă cu autoritățile, cu reprezentanți din comisiile de sănătate, ale Senatului, a Camerei Deputaților, cu miniștri și nu de puține ori prin încercarea de a deconspira toate noile strategii și noi tactici ale industriei tutunului și de a face public aceste căi noi preformate sau preformabile ale acestei industrie a tutunului. În cei 17 ani de activitate în acest domeniu, practic, motorașul din spate a fost la început dorința ca băiatul meu să nu fumeze. A fost dorința mea de a îmi ajuta pacienții cu boli pulmonare să aibă o evoluție cât mai bună a bolilor. Iar în ultimii ani îmi doresc să fac ceva pentru ca și nepoții mei să fie nefumători. Prin
Principala mea implicare în ceea ce privește controlul tutunului în România și politicile de control al tutunului în România a fost adoptarea legii 15/2016, care practic a reglementat interzicerea fumatului în spațiile publice închise, la locul de muncă și la locurile de joacă pentru copii. Acesta a fost un efort comun al meu în calitate de reprezentant în Parlamentul României și având drept de inițiativă legislativă, un efort comun practic cu societatea civilă, cu foarte multe ONG-uri, cu asociațiile medicale de profil care ne-au furnizat statistici și dovezi științifice privind rata de îmbolnăvire în România și practic statistica spune că anual mor peste 50.000 de oameni de cancer în România, iar tutunul este printre primii trei factori de risc în toate îmbolnăvirile de cancer și atunci era evident că aceasta trebuia să fie o reglementare care să vină în sprijinul protecției populației. Ce văd eu ca și că a fost rolul meu important în tot demersul acesta, în care au fost foarte mulți oameni implicați, nu este nici pe departe meritul meu personal. Rolul meu, de fapt, cred că a fost să reușesc să țin oamenii aceștia toți, care toți au contribuit la acest demers, aproape pentru mult timp. Au fost multe momente dificile, nu a fost neapărat lapte și miere. Au fost momente care am avut opinii divergente pe modul în care abordăm anumite teme. Au fost momente când ne-am contrazis dramatic, aș zice. Dar cred că e parte din evoluția firească. Faptul că am reușit cumva să stăm împreună, chiar dacă au fost aceste momente, de fapt a validat pe măsură ce a trecut timpul faptul că facem un lucru bun. Și în mare parte suntem acum, în demersul de 2035 fără tutun, cam în aceeași formulă în care am fost la momentul inițial de demarare a inițiativei legate de legea de interzicere a fumatului în spațiile publice. Lucrez în ceea ce înseamnă tabagism de prin 2005-2006. Am început cu consilierea antifumat și pot să spun că am făcut mai multe programe pentru tineri și adolescenți în Timișoara și în zonele rurale din jurul Timișoarei. Cred că prevenția are un rol foarte important și că mesajele pe care le adresăm tinerilor sunt foarte importante, de aceea am încercat întotdeauna să ne adresăm cu precădere adolescenților și tinerilor din zona Banatului. De asemenea, pot să spun că un lucru foarte important pe care am reușit să-l facem și în care eu cred este instruirea studenților și a rezidenților în ceea ce privește tabagismul și efectele lui, tocmai pentru că fiecare voce care încurajează pacienții să renunțe la fumat și să transmită acest mesaj este importantă. Am realizat studii care au monitorizat consumul de tutun, au încercat să evalueze factorii care influențează consumul de tutun, respectiv modalități de realizare, implementare și evaluare a unor programe și măsuri de prevenire și renunțare la fumat. Activitățile didactice și de instruire a studenților, precum și a personalului medical în domeniul controlului tutunului, reprezintă o componentă principală a activității mele. Aș dori să dau un exemplu al unei cărți pe care am scris-o împreună cu Cornel Radu Login de la European Network for Smoking and Tobacco Prevention. O carte care face o analiză a situației din România privind prevenirea și renunțarea la fumat, precum și o comparație cu tendințele existente la nivel european și mondial în acest domeniu. Societatea Română de Pneumologie și în special secțiunea de tabacologie, a cărui președinte sunt din 2015, a participat activ și susținut în multe direcții în ceea ce privește controlul tutunului. În primul rând, au fost numeroase conferințe la nivel național, organizate în diferite zone geografice ale țării,
tocmai pentru a putea transmite mesajul nostru la cât mai mulți specialiști din sănătate și în același timp ei, la rândul lor, să transmită mesajul nostru pacienților pe care i-au. Am colaborat cu numeroase organizații non-guvernamentale și ne-am îndreptat atenția către grupurile populaționale defavorizate. În județul Mureș și în județul Cluj am avut întâlniri cu copiii din sistemul de asistență maternală pentru a vedea care este nivelul fumatului în aceste colectivități și a putea să îi facem pe acești copii să nu mai fumeze. Implicarea mea a fost într-o perioadă în care a fost președintele Societății Române de Cardiologie. Primul lucru pe care noi l-am hotărât atunci a fost în 14 decembrie în 2014. În acel moment am semnat un parteneriat împreună cu colegii de la Societatea Română de Pneumologie, care a avut drept obiectiv tocmai această luptă împotriva fumatului și pentru restricționarea lui în spațiile publice închise. Am putut ca să particip la această activitate prin faptul că încă exista un demers la nivelul Parlamentului, inițiat de doamna parlamentară de atunci, Aurelia Cristea, dar care nu avea suportul necesar și se potignea în comisiile de specialitate prin faptul că lipseau cifrele. Lipseau profesioniștii, cei care cunoșteau într-adevăr despre ce este vorba, despre impactul negativ al fumatului și la nivel cardiovascular și la nivel broncopulmonar. Noi am venit cu datele științifice, am venit cu lucrări științifice, am venit cu grafice, am venit cu prezentări în care am arătat clar toate studiile care au fost acumulate de-a lungul vremurilor și care demonstrau fără tăcadă necesitatea imperioasă de protecție, de protejare a populației împotriva efectelor nocive ale fumatului. Și pot să spun, și chiar am o satisfacție foarte, foarte mare, că acesta a fost un prim exemplu în care societățile medicale profesionale au fost un vârf de lance în impunerea unei legi cu efecte benefice asupra stării de sănătate a întregii populații. Un mod eficient de obținerea controlului tutunului, bineînțeles că cel mai important este respectarea reglementărilor legale în vigoare, adică să nu se fumeze în spațiile publice. Eu aș merge mai departe. Ar trebui să se dea efectiv amenzi acolo unde această lege nu este respectată. Pe mine, ca medic, m-ar interesa ca orice pacient să poată avea acces gratuit la tratament specific pentru renunțarea la fumat. Asta este ceea ce m-a interesat și să văd tot mai mulți medici tineri interesați de acest domeniu, care să aibă cunoștințele și abilitățile necesare pentru a face renunțarea la fumat cu pacienții lor, indiferent de specialitate, și la nivel de medic de familie și la nivel de specialiști care tratează afecțiuni cardiovasculare, pulmonare cauzate de fumat. În 1994, deci în urmă cu 25 de ani, când inițiam Mișcarea pentru apărarea drepturilor nefumătorilor din România, nu îmi dădeam seama de fapt în ce mă bag, ce activitate complexă încep. La acea vreme, practic, nu îmi plăcea să fiu afumat în locurile publice. Nu știam nimic despre acest domeniu, doar doream să încerc să schimb ceva în societate. Mai târziu am descoperit că cei mai implicați în România în acest domeniu sunt medicii pneumologi și am început o colaborare foarte apropiată cu Societatea Română de Pneumologie. În perioada 2011-2015, când am fost președintele secțiunii de tabacologie a Societății Române de Pneumologie, am încercat o deschidere către acest subiect și a celorlalte specialități medicale sau medii academice și am realizat împreună cu Societatea Română de Pneumologie o serie de parteneriate de colaborare între diversele societăți medicale sau între diversele universități în ideea deschiderii și a celor specialități către fumat, ce înseamnă acesta, care sunt efectele sale asupra sănătății și ce măsuri de combatere se pot lua în comun. În 2002, chiar cu câțiva ani înainte de ratificarea Convenției Internaționale, România a adoptat prima lege care interzicea fumatul la locul de muncă. În procesul de aderare a României la Uniunea Europeană am avut șansa să putem legifera printre primii în Europa pictogramele color pe pachetele de tutun. Și o altă victorie a parteneriatului.
adoptarea de către guvern a Zilei Naționale fără Tutun. În domeniul controlului tutunului, România a făcut evoluții în salturi. Prima dată au fost luate niște măsuri foarte dure în anii 2004-2005, apoi în 2008 și ultima oară în 2016. Practic în 2016, ca urmare a implementării directivei produselor din tutun, dar și interzicerii fumatului în spațiile publice închise, România a înregistrat un progres remarcabil pe scala europeană a controlului tutunului. Însă, pentru a evolua în acest domeniu, sunt necesare măsuri continue, permanente, adică este necesară o evoluție permanentă, nu în salturi. Fiecare măsură restrictivă arată o scădere a numărului de fumători, dar pe lângă măsurile de amenzile care se pot practica în momentul în care legile sunt încărcate, cred că informarea este cea mai importantă, mai ales că avem un public tânăr care își dorește să fie informat, care dorește să ia decizii și atunci cred că e foarte bine să luăm decizii asumate. Trebuie să recunoaștem, înainte de dezbaterea din jurul legii 15 din 2016, subiectul consumului de tutun nu a fost în spațiu public atât de prezent. Erau mici inițiative, eforturi ale unor organizații medicale care se străduiau de cum puteau și de unele singure. Era un pic de conștientizare în jurul unor zile importante, ca Ziua Națională fără Tutun, Ziua Mondială fără Tutun. Deci mai existau unul, două evenimente sporadice în timpul anului, în rest nu se întâmpla lucrul ăsta. Odată ce în mentalul colectiv și în dezbaterea publică subiectul a venit mai pregnant, lucrurile s-au schimbat. Ce s-a mai remarcat după aplicarea legii antifumat a fost legat de faptul că românii au început să fumeze mai puțin. A scăzut numărul țigărilor fumate zilnic de la 17,7 cât era în 2014 la 16,6 în 2017. Am spus, scăderea nu este foarte evidentă, dar este o scădere, deci nu asistăm la următorul paradox în care am avea o lege antifumat foarte bună și în același timp punctele procentuale a fumătorilor să crească. Dacă pe palierul țigărilor obișnuite asistăm la o scădere a utilizărilor, atât la nivel mondial, la nivel european, cât și la nivelul României, a crescut numărul celor care utilizează aceste țigări electronice. Din păcate, utilizatorii țigărilor electronice sunt tinerii cu vârste sub 18 ani, de aceea se impune cu necesitate introducerea în legea antifumat a unor lucruri care să reglementeze și folosirea acestor dispozitive electronice. Efectele, spre surpriza multora, efectele acestei legi antifumat au apărut foarte repede, au apărut în primele 6 luni de zile de la implementarea ei și pentru noi nu a fost niciun fel de surpriză pentru că aveam date din alte țări care au implementat această lege, cum ar fi de pildă Irlanda, cum ar fi Anglia, care, date care au demonstrat același lucru, o scădere dramatică după 6 luni de zile a numărului internărilor pacienților cu crize de astm bronșic sau acutizări al unor boli pulmonare cronice și la noi numărul copiilor care s-au externat pentru crize de astm bronșic a scăzut cu 42% după 6 luni, iar numărul infarctelor cu 17%. România a adoptat directiva 2014/40 a Uniunii Europene, care reglementează modalitatea de control și, evident, tot procesul privind vânzarea, producerea produselor din tutun. Însă aici încă mai sunt de adoptat alte seturi de măsuri, pentru că nu s-a mers până la capăt, inclusiv cu acele pachete generice care ar trebui să le adoptăm și, evident, mai sunt multe de făcut din partea autorităților, însă cadrul legal există și poate fi construit pe el și ar trebui să fim consecvenți în sensul în care să mergem cu aceste politici până la sfârșit, astfel încât să reducem în următorii
20 de ani expunerea undeva sub 10% și practic prevalența aceasta a fumatului să fie sub 10%. Un studiu realizat de Association of European Cancer League în anul 2016 a arătat faptul că în ceea ce privește politica de control a tutunului, folosind o scală similară pentru 35 de țări din Europa, România s-a poziționat pe poziția a șaptea, după ce în anul 2013 era poziționată pe poziția 19. Acest lucru arată, subliniază faptul că România a făcut pași importanți în multe domenii privind măsuri legislative, socioeconomice și educaționale pentru controlul tutunului. În următorii, practic, 2 ani, lucrurile nu au mers cu aceeași ritmicitate, cu aceleași eforturi, așa cum s-a întâmplat în 2016, când prin această lege nouă care proteja fumătorul pasiv, s-au realizat pași importanți în promovarea tuturor strategiilor antifumat. De atunci au mai fost încercări de adaptare al legii la noile produse apărute, lucruri care încă nu s-au întâmplat și nu au fost definitivate. În același timp, asistăm la o campanie mediatică puternică, agresivă, a industriei tutunului pentru promovarea acestor noi produse și aici mă refer la tutunul încălzit și la țigara electronică, lucru care de asemenea încearcă să eludeze tot ce era foarte bun în legislația din 2016. În urma noii legislații pentru controlul tutunului valabilă din 2016 în România, se vor vedea și se văd deja modificări importante la nivelul societății din acest punct de vedere. Să ne gândim doar că nu se mai fumează în baruri, în restaurante, în spații publice, la locul de muncă. Deci riscul de expunere pasivă a nefumătorilor, a copiilor într-un restaurant care veneau cu părinții a dispărut practic. Este o atmosferă mai curată. Putem vorbi efectiv de sănătate, de un mediu fără expunere la fum de tutun. Pneumologul se întâlnește în fiecare zi cu efectele fumatului, atât ale fumatului activ, cât și ale fumatului pasiv, dar nu trebuie să uităm și fumatul la mâna a treia. Fumat la mâna a treia care reprezintă de fapt acel rezidu care rezultă din particulele de tutun și care se depune pe haine, în casă, în mașină și care este la rândul său reinhalat și transformat în substanțe toxice. El este o componentă importantă, adesea neglijată și care afectează în principal copiii, de fiind cauza diverselor patologii care nu pot fi explicate în cazul unor copii cu astm bronșic, otite, tulburări de somn, memorie sau activitate deficitară la școală. Deci fumătorul, în primul rând, trebuie educat și ca toate aceste 3 componente ale fumatului să nu mai existe în viața lui. Din păcate, asistăm de un an și jumătate la un asalt asupra copiilor și tinerilor din România cu produse care sunt prezentate ca având probabil un efect mai puțin dăunător decât țigările, deși sunt tot produse din tutun, iar modalitățile de promovare sunt extrem de agresive și sunt foarte bine studiate din punct de vedere psihologic pentru a-i atrage pe copii și adolescenți. În opinia mea, este foarte clar că trebuie să facem ceva pentru a putea să scădem numărul celor care fumează. Avem în fața noastră o industrie a tutunului care dispune de niște resurse materiale incomensurabile, folosite în special pentru promovarea produselor. Foarte multă lume spune că este o luptă inegală între industria tutunului și noi cei care încercăm să le spunem oamenilor să nu mai fumeze. Cred că în continuare faptul că industria tutunului a petrecut atât de mulți ani în normalizarea comportamentului de fumător și a consumului de tutun se impactează și pe
modalitatea în care factorii decizionali văd acest lucru ca o prioritate sau nu. Și de fapt aici este rolul combinat al tuturor experților în sănătate, fie că vorbim de comunitatea medicală, fie că vorbim de societatea civilă și ONG-urile care luptă pe acest domeniu, este rolul nostru al tuturor să denormalizăm în continuare consumul de tutun. Cu pasiune și răbdare, pe bază de date științifice și preluând recomandările Organizației Mondiale a Sănătății, lucrând strâns cu Comisia Europeană și cu organizațiile neguvernamentale și profesionale atât de entuziaste, mișcarea anti-tabac din România a început să dea rezultate. Generațiile de după noi vor avea o viață mai bună, fără tutun. Un mesaj adresat fumătorilor și din România, dar și din alte țări, ar fi take back control on yourself. Elimină nicotina din viața ta, elimină drogul din organismul tău și cunoaște-te așa cum ești tu în realitate, o persoană fără dependență de nicotină. Mesajul meu către cei care fumează, în primul rând trebuie să fie conștienți că atunci când într-o familie un membru fumează, din păcate fumează întreaga familie. Adică fumătorul nu se expune numai el acelor produse cancerigene, produse toxice, ci expune și pe alții. Ori dacă iubim pe cei din jurul nostru, nu dorim să le facem rău. Iar cel mai bun lucru pe care un fumător îl poate face pentru sănătatea lui este să abandoneze fumatul, pentru că numai el poate să decidă să abandoneze fumatul și numai el poate să facă acest lucru. Mesajele pe care le transmit sunt: putem fi liberi, putem fi independenți, putem să ne simțim bine, putem să ne facem prieteni, nu avem nevoie de tutun pentru acest lucru. Cred în mesajele adresate tinerilor, mesaje de prevenție în primul și în primul rând, mesaje și pentru fumătorii care vor să se lase. Niciodată nu e prea târziu să te lași de fumat, indiferent de vârstă, indiferent de patologia asociată, indiferent dacă ești sănătos sau bolnav. Orice moment este potrivit să renunți la tutun. Sigur că cel mai sănătos lucru este să nu debutezi ca fumător. Dar dacă ești fumător, cu cât te lași mai devreme, cu atât e mai bine și niciodată nu este prea târziu să te lași de fumat. Aș transmite tinerilor să nu inițieze fumatul. Am încercat asta și cu copiii mei și sper că am reușit până în acest moment. Pentru că, de fapt, nu li se oferă o idee de independență și de maturitate, ci devin dependenți de o anumită substanță care este nicotina, ce are efecte toxice majore asupra organismului lor și vor face într-un viitor dependenți de un sistem medical. Oamenii fumători sau nu, trebuie conștientizați ca o responsabilitate, nu doar ca o responsabilitate, ci că pot influența alegerea asta. Nu e ceva care cade din cer ca un dat, nu este, fumatul nu este un comportament imprimat genetic, în codul nostru genetic, atunci când ne naștem. Da? Și trebuie să știm că acțiunile noastre pot influența alegerile copiilor noștri. Controlul tutunului este despre aer, despre un aer pur, fără fum de tutun. Aceasta este normalitatea. Ne-am născut nefumători și așa trebuie să rămânem. Din păcate, trebuie să luptăm pentru această normalitate și să denormalizăm consumul de tutun. Controlul tutunului este despre voi și despre noi, despre cei implicați în această luptă. Este foarte greu pentru un fumător să se lase de fumat. Sunt eforturi mari, costuri mari, iar randamentul este foarte, foarte mic, pentru că dependența de nicotină este și ea catastrofală și foarte greu se lasă de nefumat. Deci speranța noastră este în comportamentul generațiilor noi. Un mesaj de viitor pe care eu l-aș vedea ca o reclamă pentru controlul tutunului este acesta: alege viața, alege să fii liber, fără tutun.